Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, astfel că multe dintre gospodinele din întreaga țară sunt deja cu gândul la bucatele pe care le vor pune pe masa de Crăciun. Nelipsite din această perioadă sunt, fără dar și poate, sarmalele. Preparatele din carne de porc de pe masa de Crăciun fac parte din tradiția culinară a poporului român. Mai mult ca sigur, din meniu nu au cum să lipsească binecunoscutele sarmale, preparat preluat de la turci, dar care a devenit deja tradițional în noaptea Sfânta Nașterii Domnului. Siguranță, cu siguranță, de sărbătoarea Crăciunului, sarmalele fac parte din meniu, din masa de Crăciun. Aveți rețeta dumneavoastră, dobândită din familie? Da, dar na, cred că este specific zonei noastre și este adaptată gustului personal al familiei, na, în funcție de preferințele și membrilor familiei. Rețetă inventată sau moștenită din generație în generație, fiecare gospodină are secretele ei când vine vorba de renumitele sărmăluțe. Un lucru este cert, însă acest preparat a fost transformat într-un adevărat simbol al țării noastre, chiar dacă își are originea în colțuri mult mai îndepărtate ale lumii. Crăciun, bine, și în alte perioade, dar Crăciun fără sarmale nu se poate. Aveți rețeta dumneavoastră? E rețeta pe care o știu de la mama. Și cred că toată lumea pune condimentele necesare, carnea de porc. Le preferați cu carne? În perioada asta, da. Îmi plac și cele de post, dar de Crăciun cu carne, bineînțeles, carne de porc. Crăciunul nu este Crăciun dacă de pe masă lipsesc sarmalele. Compoziția se face cu carne de porc și se învelesc cu varză murată sau viță de vie. Bucătarii recomandă ca sarmalele să fie fierte în oală de lut, pe marginea sobei sau pe plită la foc mic, să se pătrundă cum trebuie. În mijlocul oalei este de preferat să punem un os afumat pentru a da savoare sarmalelor. Dar de sărbători facem sarmăluțe foarte bune, punem ceapă, 4-5 cepe, ou, la kilogramul de carne sunt 4 linguri de orez, nu să depășești mai mult că e faci mă orez, foarte bună iasă. Masa de Crăciun este cea mai bogată de peste an, iar carnea de porc vedeta sezonului. Gospodinele se pregătesc cu câteva zile înainte de noaptea Sfânta Nașterii Domnului pentru a avea parte de bucate alese la masa festivă.